Seria de evenimente organizate în județul Hunedoara în anul Avram Iancu continuă. După conferința științifică internațională desfășurată la Deva sau expoziția amenajată la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Consiliul Județean Hunedoara și Centrul de Cultură și Artă al județului organizează un nou eveniment dedicat împlinirii a 200 de ani de la nașterea eroului național, Avram Iancu. Evenimentul va avea loc în data de 26 mai, în comuna Baia de Criș și va cuprinde atât evocarea Crăișorului Munților, cât și un spectacol folcloric, cu participarea ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Evenimentul de la Baia de Criș, care are loc duminică 26 mai, are două componente. Începând cu ora 16, un marș, marșul lui Iancu, un marș care se va desfășura pe traseul dintre casa de la Baia de Criș până la complexul de monumente în Panteonul Moților la mormânt. Deci pe acest traseu are loc acest marș organizat de către colegii de la Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică, evident Primăria Baia de Criș, iar de la ora 18 în Baia de Criș un spectacol folcloric realizat cu această ocazie. Un spectacol realizat de către Centrul de Creație prin ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean, un spectacol unde sunt invitați artiști importanți, artiști de seamă și din județul Hunedoara și din țară, artiști care și-au pregătit un repertoriu adecvat pentru ceea ce înseamnă acest moment. Acțiunea în sine reprezintă sau face parte dintr-un calendar mai amplu pe care aceste instituții pe care le-am amintit, Centrul de Cultură, Direcția de Monumente și așa mai departe, toate subordonate ale Consiliului Județean, evenimente care se află într-un calendar, așa cum spuneam, ce anul acesta se referă la personalitatea eroului național Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, de această dată la Baia de Criș, urmând ca pe parcursul anului noi să anunțăm și alte evenimente de acest gen.